Bună și bine ați revenit la mine pe canal sau bine ați venit la mine pe canal. Astăzi vorbim despre cartea Bound by Hatred, care este a treia carte din seria Born in the Blood Mafia Chronicles. Știu, nu am citit cartea a doua și nu am citit cartea a doua pentru că aceste cărți sunt stand-alone, din câte a spus și autoarea. Adică puteți să le citiți în ce ordine vreți, puteți să le citiți cum vreți. Nu au legătură foarte mare una cu alta. Ideea este că sunt niște cărți în care, ca majoritatea cărților care vi le prezint, sunt niște cărți în care vi se menționează de aceste personaje, doar că vi se menționează așa, hei, apari și tu într-un capitol sau chestii de gen. Nu este carte despre acel personaj, să zicem. Ei, în această carte vă las aici descrierea cărții. Cartea are 240 de pagini, este mai mică decât volumul 1. Eu i-am dat 4 steluțe și am dat 4 steluțe pentru că mi-a plăcut mai mult decât mi-a plăcut primul volum și mi-a plăcut mai mult pentru că focuri și artificii între ăștia doi. Și de aici începe povestea cu spoilere. În această carte este vorba despre Gianna, care este sora lui Aria, și despre Matteo Vitello, care este fratele lui Luca. Dacă nu știți, mergeți la cartea de ieri care v-a prezentat. E bun. Care e faza cu Gianna? Aceasta a văzut-o pe sorsa că s-a măritat și cât de tristă era și a jurat că ea nu se va mărita niciodată așa cum a fost măritată sorsa. Adică nu o va obliga nimeni să se mărite. Bun. Cine este Matteo? Matteo este fratele și mâna dreapta lui Luca. Un viitor cap de mafie, deși Luca ia rolul acesta, nu el, dar are și el un rol destul de important în această mafie, ca să-i spunem așa. Bun, ăștia sunt în New York, Gianna este în Chicago. Vine și o vede pe sorsa, la un moment dat se reîntâlnește cu Luca, cu Matteo. Nu vorbesc, deoarece între ei, mai țineți minte nunta lui sorsa? Atunci în noaptea aia între ea și Matteo s-au întâmplat niște chestii. În sensul că a dansat de vreo 3 ori cu dânsul și cam i s-au aprins călcâiele, dar nu i s-au aprins călcâiele în sensul că fai, nu mai pot, am să te iubesc până la final. Nu, i s-au aprins călcâiele, atâta tot. Și a ajuns să Matteo să-i fure un sărut în acea noapte, în noaptea căsătoriei lui Luca cu Aria. Și de atunci nu s-au mai văzut. Iar ea, după ce acesta l-a sărutat, i-a zis ceva de genul, tu nu ai să mai ai niciodată, sau ceva de genul, un fel de I dare you. Și ăsta a luat această chestie pe bună dreptate. Și i-a zis lui frate-su că ar vrea să se căsătorească cu Gianna. Și frate-su era, chiar vrei o nebună pe cap? Da? Nu? Nu? Chiar vrei să ai o nebună pe cap? Lasă pe nebună să se ducă la altul. De-aia este că ăsta a insistat. Luca cu taică-su și cu Matteo s-au dus și au vorbit cu tata lui Aria și până la urmă urma ca Gianna să se căsătorească cu Matteo. Aceasta între timp află că a fost dată pe bună știință lui Matteo, nu i-a convenit deloc. A făcut ca toate animalele, ca să-i spun așa, și a ajuns la concluzia că vrea să fugă. Și nu știa cum să fugă să scape, pentru că, na, vă dați seama, dacă era fică de mafiot, ca să zic așa, o găseau ăștia oriunde. Și i-a cerut ajutorul lui sorsa, lui Aria. Deși nu prea vrea să-i ceară ajutorul, dar nu prea avea ce face. I-a cerut ajutorul lui Aria și a zis, ei, ajută-mă că știi că vreau să scap, măcar eu să fiu fericită dacă tu nu ești, ca să zicem așa. Deși Aria era fericită la momentul respectiv. Sorsa a ajutat-o să fugă, a ajutat-o să scape, ele arătau foarte similar. Singura diferență era că Aria era blondă și ea era roșcată. Atâta tot. Și ce au făcut? S-a vopsit brunetă, parcă, sau șatenă, ceva de genul, și și-a tăiat părul,
Aria i-a dat două pașapoarte de-a ei, două pașapoarte false, vă dați seama, și 10.000 de dolari. Și a spus, te duci în Europa, nu în America nicăieri. Și dacă te duci în Europa, te duci în Amsterdam. Bun, și zis și făcut. Aceasta s-a dus în Amsterdam. Ei, au trecut 6 luni în care ea era pe fugă, pentru că nu stătea mai mult de 2 sau 3 luni, chiar să, nu luni, săptămâni, nu stătea în același loc mai mult de 2-3 săptămâni, pentru că na, era pe fugă. Când a ajuns în Amsterdam și a schimbat iarăși culoarea părului și s-a tuns parcă scurt sau ceva de genul, nu mai țin minte exact, dar ceva de genul. Ei, după aceste 6 luni, între timp ea s-a combinat cu un tip, Set, parcă așa îl chema, și locuia împreună cu niște tipe. Bun. Momentul în care ea era cu Set, în acel moment, cineva a izbit și trântit ușa lor și, bum, a apărut Mateo în cadru cu încă 2 în urma lui. 2 care erau, de fapt, puși de taixul, s-o caute. Bun. Aceștia o iau pe asta, o duc înapoi acasă. Mateo nu prea vrea să o ducă el în Chicago la taixul, dar n-avea ce face pentru că încă nu era nevastă. În acea zi, pe lângă că a fost scalpată de taixul, ca să zic așa, destul de urât că i-a spart buza, în acea zi Mateo i-a propus lui taixul că ar fi bine să se căsătorească azi și să nu facă altă nuntă fastoasă cum a avut frațul sau sora lui Diana Aria. Nu vroia așa ceva. Toți au fost ceva gen, băi, ești sigur că na, că pot să o dau, că o dau în altă parte, în fine. O fac damă de companie, cam asta era ideal taixul, că na, că și-a bătut joc de familia lui și că e o... și că s-a culcat cu toată Europa, în fine. Asta era părerea lui taixul despre dânsa. Stai a zis că da. Urmând ca ăștia să se căsătorească, s-au căsătorit, ăsta a luat-o la New York și urmează noaptea nunții, ca să zic așa. Mateo și Luca stăteau în aceeași clădire, în sensul că Luca stătea la penthouse și ăsta stătea cu un etaj mai jos, exact sub el. Bun, o duce pe asta acasă, pe... nu știu de ce am vrut să-i zic Daria, Diana o duce acasă și se întâmplă ce se întâmplă, doar că ăsta na, a crezut că femeia încă era... Na, femeia nu mai era ce era, ce se pretindea că îi, și ce să vezi că era... Și ăsta era ceva de genul gâsca umflat în pene, că a stat și mai aștepta pe mine, că mai vrut pe mine și bla bla bla. Ideea este că ăștia doi încă aveau scântei, focuri și artificii, dar se întâmplă puțin mai încolo în carte, între timp se mai întâmplă și altele, îi pune o chestie dintr-aia la gleznă ca să nu scape, în care era urmărită. Și într-o seară ies la un restaurant sau ceva de genul și sunt urmăriți de către o mașină, au un accident foarte grav. Diana îl scoate pe Mateo din mașină și în același timp îl sună pe Luca plângând și îi spune că hei, am avut un accident, că am fost urmăriți și nu cred că Mateo va supraviețui. Acesta îi spune să-i facă CPR și în schimbul acelui CPR pe care ea îl făcea compresii și să-l țină în viață până ajungea dânsul acolo cu medicul și așa, îi oferea în schimbul ăsteia un pașaport nou cu un nume nou și bani nelimitați să se ducă și să se mute unde vrea ea în această lume. Ea a acceptat, pe principiu da, accept. Doar că acea acceptare a fost după ce ea a început acele manevre, în sensul că a acceptat doar de gura lui ăsta, nu a acceptat că ea asta vroia. Ea este că ea a ajuns să țină și să-l iubească pe Mateo, deși o făcea pe nebuna și zicea că nu este adevărat. Acesta ajunge în spital, este nu rău, este foarte rău. Luca, când ajunge la locul accidentului, spune să o ia pe sorsa și să se ducă să-și împacheteze toate hainele și să plece, că nu mai vrea să o vadă. Când Mateo ajunge acasă, Luca l-a luat pe Mateo din spital și l-a adus la ei în casă să stea. Doar aceasta a plecat între timp la un hotel, ajutată de sorsa să-și tângă toate. Vă dați seama că sorsa era, băi, ceva nu e ok cu tine, că ești prea spurată, că nu e normal, că tu de obicei nu ești așa dacă n-ai ține la omul ăla.
Și ea a zis că tu ții la Mateo doar că nu o recunoști, nu vrei să recunoști. Ea, nu, nu, că nu este adevărat și așa. Și după două zile sau ceva de genul, Gianna a sunat-o pe Aria și a întrebat-o ce face și cum este și involuntar a întrebat și ce face Mateo. Și aceasta i-a spus că Mateo a regresat și aproape era pe moarte, ca să zicem așa. Aceasta când a auzit, a spus, ok, vin, vreau să-l văd. Și aici a intrat frațul, că, na, cum, că ce, că nu poți veni, că bla, 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 v-am zis, focuri și artificii în această carte. Nu, că tu deja ai luat decizia pe care ai luat-o și dacă vii, nu mai pleci. Ceva de genul i-a zis, vii și stai aici până mori, ca să zice. Bun, și a venit și na, totul s-a decurs cum a trebuit, în sensul că i-a spus lui Mateo că îl iubește până la urmă și că ține la dânsul și că nu vroia ca sentimentele astea să se dezvolte, dar aparent nu s-a putut împotrivi inimii și ce dorințe avea inima pentru dâns, așa că da. Happy ending pentru el. Cum v-am zis, i-am dat 4 steluțe din cauza că artificiile erau mai multe și mai faine între ei. Am să continui să citesc această serie. Voi vedea, probabil luna viitoare veți afla dacă am citit sau nu din ele. Mi-a plăcut, sincer să vă zic, chiar mi-a plăcut. Dar, cum v-am zis, ar putea să nu fie pe gustul vostru aceste cărți, ar putea să nu vă placă. Nu sunt traduse la noi, sigur, dar da. Cam asta este tot despre această carte. Ne auzim data viitoare cu alte cărți, alte review-uri și alte lucruri. V-am pupat! Pa!